Când vorbești despre oamenii care pleacă la studii sau la muncă peste hotare, poți să-i împarți în două categorii: cei care spun că se vor întoarce cândva și cei care nu recunosc acest lucru. Zilele trecute ne-am întâlnit cu Emil Bâzgă, unul dintre cei mai bine cotați trompetiști din România. A studiat muzică clasică și jazz în țara noastră, în Germania, în Franța și în Statele Unite ale Americii. A urcat pe marile scene ale lumii, alături de nume mari ale muzicii și totuși, iată-l din nou în România. Pentru această întâlnire am stabilit să mergem în două locuri în care simte o vibrație puternică și în care sufletul se umple de emoție. Deși pare doar frumoasă viața unui muzician care trăiește înconjurat de artiști și de oameni care vor să se bucure, Emil ne-a dus prima oară într-un loc care îl conectează cu trecutul, mai exact cu un moment foarte trist din trecutul etniei din care face parte. Mi vine foarte greu să vorbesc despre acest eveniment. Nu fac decât să aduc un omagiu. Este vorba despre Holocaustul romilor, acei 500.000, aproximativ 500.000 de romi din Europa care au fost maltratați, omorâți în lagările de concentrare, la Auschwitz, Birkenau. Provin dintr-o familie de muzicieni de la Iași, într-o familie mixtă, practic tata de etnie romă, mama româncă. Am studiat în United States, în Suedia și Germania, muzica clasică și jazzul. Prima mea iubire a fost și este lăutăria, este muzica care m-a făcut să înțeleg cine sunt de fapt și care este rolul meu pe această planetă, dacă putem spune așa. M-a ajutat să înțeleg și celelalte genuri muzicale și toate celelalte aspecte din jurul meu. Pentru mine, muzica lăutărească este echivalentul unui requiem, aș putea spune. Dacă Brahms a scris requiemul german, lăutăria poate fi considerată un requiem al țiganilor, fără doar și poate. Prin acest concert doresc să aduc în atenția publicului acest gen de muzică care mi se pare foarte complex. Îl asociez chiar cu jazzul. Foarte multe elemente din jazz se regăsesc în lăutărie, cum ar fi improvizația, nu? Sau walking bass, să-l numim noi, mersul de bas. Doresc să transmit mai departe generației acest gen de muzică. Practic, lăutărea este folclorul românesc, nu este nimic special. Noi ne-am născut aici, suntem români. Țiganii, pe unde s-au așezat, au împrumutat folclorul locului respectiv, zonei respective, și n-au făcut decât să-și aducă aportul prin componentele exotice, să spun așa. Până în anii 80, la noi în țară, lăutăria s-a cântat a la carte, aș putea spune. După anii 90, lucrurile s-au schimbat, societatea a suferit o mare schimbare și atunci și muzica lăutărească, bineînțeles, a avut de suferit din cauza acestui aspect. Mă bucur că mai există muzicieni care păstrează tradiția. Dacă după 90 țambalul a fost înlocuit cu percuția, dacă acordeonul a fost înlocuit cu orga, contrabasul a fost înlocuit cu chitara, bas și așa mai departe, există familii de muzicieni, cum este familia Udilă, nu? Cum este familia Miu și altele din București, nu? Care au transmis din tată în fiu această bogăție, această tradiție, și acești artiști pe care eu i-am invitat nu au renunțat la ceea ce fac ei și iată, putem prezenta publicului lăutăria adevărată și tradiția noastră țigănească. Și pentru că locul unui muzician este în fața publicului pe scenă, Emil a vrut să ne ofere un minunat concert omagiu în care, împreună cu colegii care îi sunt și prieteni, ne vor fi ghizi prin lumea lăutăriei vechi, păstrătoare a tradițiilor. Începând cu instrumentele care compun orchestra, melodiile alese, tehnica folosită la interpretare și chiar acel foc despre care numai artiștii spun că l-au în suflet. Thank you.
Anii de studii și miile de ore de repetiții i-au făcut pe muzicieni să cânte cu mare pricepere și plăcere, dar și să-și spună păsul în legătură cu viitorul acestui gen muzical. Avem un eveniment mai special, este vorba despre Samu Daripen, așa cum l-am numit noi, comemorare a Holocaustului romilor. Aducem un omagiu celor căzuți, nu? Număr de 500.000 de romi căzuți la Auschwitz. Iar noi suntem aici să vă încântăm cu un concert de muzică lăutărească veche. Invitații mei, a zice eu, cei mai buni muzicieni pe care are această țară în momentul de față. Este vorba despre George Odilă, clarinet. Edi Mexicano, acordeon. George Miu, țambal. Toma Zaharia, contrabas. Eu mă numesc Emil Bâzgă, sunt muzician de jazz, cum mulți dintre noastre mă cunoașteți. Thank you. Vom începe programul cu o piesă, ea se intitulează B-flat in English, si bemol, să zic așa. Este o piesă de ascultare și vă urăm audiție plăcută. Tot ce știți dumneavoastră, cui lăsați moștenire? Pe cine învățați? Pe da, am o grămadă de elevi. Da? Toți. Le arăt și vor muzică veche. Și e extraordinar de bine că le plac, fiindcă dispăruse total această muzică. Și acum copiii au început să ceară for vechi, muzică lăutărească veche, de masă, care să cântă, îți trebuie foarte multă interpretare la aceste melodii. Și să cunoști instrumentul. Că nu sunt din tonuri ușoare. Și aceste instrumente, cum e țambalul, cum este contrabasul, se pare că nu mai prind acum la tineri. Dumneavoastră aveți elevi? Nu, din păcate nu. Deoarece nu sunt tineri interesați. Uh-huh. Să aibă acel foc, acea înclinație, așa îmi simțeam eu când eram copil. Simțeam că nu trebuie să fac altceva, nu pot face altceva. Thank you.
Trompeta, practic, provine din zona Moldovei, eu sunt chiar de la Iași. Acolo se cântă mult fanfara, ansamblurile de brass, nu? Care provin din Imperiul Austro-Ungar, au venit prin nordul Moldovei, nu? Prin Bucovina. Și am preluat și noi mai mult, da, romii din Moldova iubesc cultura de la sud, de la sudul României, nu? Pentru că aici au și capitala, aici erau toți maestrii ai lăutăriei. Dar ne-am adus și noi aportul. A apărut instrumentele din fanfară, trompeta mai ales, nu? Mai nou saxofonul, știi, a intrat în limbajul ăsta lăutăresc și se bucură de succes. Melodia care o cânt în această seară este de la bunicul meu. Deci aveam 13 ani când am învățat. Fiindcă pe timpul meu nu exista clarinetă să cânte muzică lăutărească. Doar trompetă, mai ales când a început armonică, stere, bunicul meu, pe urmă a venit tata Ilie Odilă și mi-arătau când era mic că la clarinet nu se cânta așa ceva. Acum cum este melodia? Acum nu prea mai se cântă, fiindcă sunt altele mai... Atunci eram eu copil, vă dați seama. Despre ce e vorba în melodie? Despre viața omului. De ce să nu beau să mănânc? Pentru ce să stau supărat? Pentru chestii de-astea. Adică să aibă voință în el. Și pentru dumneavoastră, ca și clarinetist, cum este piesa? Este grea? Este ușoară? Vă place? Păi, de câți ani o cânt, o am și pe disc, vă dați seama că e... Toată viața cât o-i trăie, astea rămân în istorie, în creierul meu, nu pot să le schimb.
Pentru că totuși suntem la un eveniment în care comemorăm Holocaustul, noi avem latura asta și a bucuriei și a veseliei, dar în cântecele noastre se regăsesc și durerile prin care noi trecem și am trecut. E păcat să se piardă muzica adevărată, lăutărească, care în România este apreciată cel mai mult. Nu vă exagerez cu nimic, fiindcă e un fel de jazz al României, lăutăresc, cum e la jazzul american, așa e la noi, lăutăria asta. Avându-i pe acest muzicieni care vin din familie, cu tradiție, este foarte ușor de pus în scenă subiectul ăsta. Eu sunt muzician de jazz, vom aborda și ceva piese de jazz, două, trei piese de jazz. Pentru mine este interesant să pun jazz, o melodie de jazz cu instrumente tradiționale românești. Sunt curios cum sună, probabil că așa și sunt foarte curios cum privesc ei, muzicienii, aspectul jazzistic, pentru că deja improvizația apare în lăutărie, foarte mulți sunt virtuoși, sunt foarte buni, acordeoniști mai ales și țambaliștii, n-au nicio problemă cu improvizația. Thank you.
Am preluat o melodie chiar din jazz, Night and Day, și am făcut-o la maniera mea. Se numește Nu cer nimic de la viață. Ce are așa special? Special. În primul rând este preluată dintr-o temă de jazz, așa cum am spus, Night and Day, și am făcut-o așa cum am simțit eu, la maniera mea. Am vrut să introduc în muzica lăutărească, să o, cum să spun, revoluționăm un pic, dacă se poate spune așa. Romii, unde... pe unde s-au așezat în lume, au preluat folclorul acelei țări, nu? Și practic lăutăria practic este un folclor românesc abordat de această etnie, nu de etnia romă, au presurat condimente, au condimentat această muzică, nu? Din punctul lor de vedere, și au făcut să sune mai diferit, nu? Și se pare că acest gen de muzică este foarte iubit de poporul nostru. Nu cer prea multe de la viață. Aș vrea să nu mai am lacrimi pe față, că m-am săturat de atâta supărare. Și să plâng, of, Doamne, nu-și cer mai mult de atât. Nu cer prea multe de la viață. Aș vrea să nu mai am la săturat de atâta supărare, și să plâng, of, Doamne, nu-și cer decât atât. Mă ascund să nu mai vadă fata mea că plâng, de dragul ei mă fac că sunt bine și râd. Aș vrea să nu mai am lacrimi pe față, că m-am săturat de atâta supărare, și să plâng, of, Doamne, nu vreau decât atât. George Miu. Thank you.
aștept fendița mea să crească, să-i fac un roz și să o văd bine să. Și apoi de a mea viață nu mai pasă, pot să mor, că nimeni nu-i nemuritor. Aștept fetița mea să crească, să-i fac un roz și să o văd mireasă. Și apoi de a mea viață nu mai pasă, pot să mor, că nimeni nu-i nemuritor. Mă ascund să nu mai vadă fata mea că plâng de dragul ei, mă fac că sunt bine și râd. Prea multe de la viață aș vrea să nu mai am lacrimi pe față, că m-am săturat de atâta supărare. Și să plâng, of, Doamne, nu vreau decât atât. Când Emil a venit și mi-a propus acest proiect, mi-a plăcut foarte, foarte mult și ceea ce mi-a spus despre muzica. E un fel de... Suntem aici, în pavă ăsta, exact cum e în America, la cluburi sau astea, cluburi. Degea, să spun așa. La noi fiind muzica lăutărească. Mi-a plăcut foarte mult și o să continuăm. Draga mea, mama tinerețe, tinerețe, le. Ce zile și la bătrânețe mai mai, draga mea, mă seduc tine, reții. Au mă ajung bătrân,
inimă mea. Duream cu ea, măi mări. Și-am și o deosebită plăcere, Eddie Mexicanu se trage din cea mai mare familie de muzicanți din această țară. Vreau să dea o returnelă frumoasă, așa cum știe el. Hai, Eddie! Tinerii astăzi preferă sound-ul, preferă chestiile, device-urile electronice. Este și normal, nu? Dar cei care am invitat au rămas, da, muzicieni clasici, au rămas tradițional și asta, respectul meu, este taraful nostru românesc, nu? Pe care el trebuie cumva, cum să spun, păstrat. Asta este o identitate națională a noastră. Avem limba, avem folclorul, de ce nu lăutăria, de ce nu etnia romă, de ce nu tot acest amestec din România, pentru că România este frumoasă datorită acestor minorități care sunt în România, nu? Stinge-i, Doamne, și lumea.
ține, dorule, că mă ți-a inima, nene dorule. Stinge toamne și luna, nene dorule, că mă ți-a inima, nene dorule. Te da de tăi. Maestro Giorgio Udila. Toma la bas, să știe. Mulțumim. Cine mă vede căsac, nene dorule, tot spune că mă prefac, nene dorule. Cine mă vede căsac, nene dorule, tot spune că mă prefac, nene dorule. Dar eu zac încet și bine, nene dorule, dar de cam așa pe mine, nene dorule. Dar eu zac încet și bine, nene dorule, dar de cam așa pe mine, nene dorule. Haide, la de tăi. Merg și în muzică evoluează, nu întotdeauna fericit, nu întotdeauna spre partea pozitivă, și eu așa trebuie să-mi spun durerea care o am în suflet vis-a-vis de muzica lăutărească și de instrumentul pe care l-am slujit atâția ani cu mare dragoste, pentru că eu am rădăcini din familia mea care trăiau undeva la țară și care au fost muzicanți, dar eu trăind în București, n-am avut legătură cu ei, oare, directă. Dar probabil în sângele meu a curs muzica. Și atunci m-am dus acolo, spre zona respectivă. Aveam un prieten care cânta cu contrabasul, un prieten din școală, și ducându-mă pe la el, am început și eu să învăț.
Și așa am învățat tainele acestui instrument. Pe ulița armenească trece o șatră țigănească, pentru că este o seară cu specific lăutăresc țigănesc. Astăzi e o zi specială, nu trebuie să fiți liber. Vă zic la mulți ani, pentru că știu. Vă mulțumesc să vă dea. Nu trebuia să fiți liber, să vă distrați, să vă cânte altcineva? Nu, no, pe da, cu pandemia asta mai ți arde de ceva. Fiindcă, na, e... Cum vă petreceți ziua de naștere, de obicei? Păi nu mai vă spun. Așa era, ne strângeam familia și să fie frumos, să fie bine. La anul. Ce vrea Dumnezeu, să fim numai sănătate la toți, la toată lumea și să fim, să trecem cu bine de pandemia asta. Vrem să îi urăm la mulți ani. Mă bucur că am această deosebită onoare să vă cânt la mulți ani și să vă spun că vă respect și vă iubesc din tot sufletul meu. Sunteți o legendă, aveți aproape 60 de ani de activitate, de muncă. Ați mai prins încă un trandafir în buchetul dumneavoastră al vieții. Și vrem să vă cântăm un călduros la mulți ani.
permisiunea dumneavoastră. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, George să trăiască, la mulți ani. Cine